Așa, doamnă, în primul rând spuneți-ne cine sunteți și de unde sunteți. Mă numesc Tonescu Viorica, sunt din comuna Păușești Măglaș, sat Valea Chiei, județul Vâlcea. Am probleme cu pădurile care sunt de la bunicii și străbunicii mei, pădurile din obște chiciorenilor din Mierla, pe care mă judec și în prezent. Deci, această pădure trebuia să ne... Adică să fim și noi înștiințați, cu toate că avem acte pentru această pădure. De ce nu s-a reînființat obștea Chiciurile? Obștea s-a reînființat pe ascuns, au desființat-o a consilierii primăriei. Cine sunt aceia? Deci, identificat. Tomescu Ion, Gilica Pițigoi, Mosoreanu, în comisia mea a fost actualul primar, domnul Oprescu Gheorghe, fostul primar, și mult pătrântașul, mai mulți au fost consilieri în primărie. Deci i-au înființat obștea, fără să anunțe toți membrii obștei, care sunt peste 400 din câte am observat în acte. Și ulterior au și desființat-o. Au desființat-o și... Sau avolnic, pentru că ei nu aveau dreptul ăsta. Nu aveau acest drept, trebuia să anunțe toți membrii care sunt în acea tabelă și printre care eram și noi. Deci, de fapt, bunica mea care este... Când se întâmpla acest lucru? În 2000. În anul 2000, aceștia, toți cei enumerați dumneavoastră erau consilieri locali. Erau consilieri locali, respectiv primar. Da, și primar domnul Oprescu, da, și secretar mediu actualul primar. Din actele pe care dețineți, câte drepturi avea domnul Oprescu? Domnul Oprescu nu l-am văzut pe acea tabelă cu niciun drept. Dar, în schimb, pădurea a luat. Și actualul primar a luat, de fapt, nu el, socrii lui. Deci, din pădurea respectivă, care era dumneavoastră, a luat și socrii actualului primar, dar nu aveau și dreptul să ia? Nu, n-am văzut. Deci nu figurau neamul Luciovica, stai să vă spun, că neamul, deci noi suntem, cum să vă spun eu, o soră de-a lui tata mare a fost căsătorită din neamul Luciovica. Neamul Luciovica fiind... Cine este neamul Luciovica? Rude cu socrul primarului. Am înțeles. Da, care nu au avut o palmă de pădure. Și, în schimb, acum au destule păduri. Cum le-au obținut? Da. Deci, până la urmă, pădurea a rămas la dispoziția primăriei. Da, primăriei. Ulterior, în 2008, parcă, nu? A venit primar. Deci, fostul secretar de atunci și primar. Așa, bun. Și, imediat, ce a făcut primarul respectiv? În 2008. A început să împartă pădurile la... Păi pădurile le-a împărțit în momentul când era secretar, din 2008. Deci de atunci a început, imediat după ce au desfințat această obște. Atunci au făcut-o pe ascuns, bineînțeles, că n-au anunțat membrii care erau în acea tabelă. Da. Deci noi, și eu am cerut prin mai multe cereri, că aflasem și eu așa în mare, dar și nu mi s-a spus până mai acum. Deci sora mea a făcut cerere pe legea 100, pe legea 247, cererea 101 și ni s-a dat doar 500 și acolo, în dreptul cererii, au scris un număr. Și atunci am văzut eu că suntem moșneni cu drepturi de... Deci din numărul respectiv era chiar figurat pe tabela. Pe tabela, 200 și ceva aia. Deci acestea sunt tabelele. Da, da. Acestea sunt tabelele cu toți moșnenii de înființare. De fapt, tabelele de înființare a obștei, da, cu toți moșnenii înscriși la data respectivă. Da. Asta se întâmpla în 1921. Deci dumneavoastră acolo figurați cu un număr, exact cum sunt și aici fiecare. Avem 8 drepturi, a câte 120 de drepturi fiecare. Deci 8 cei care sunt, avem această carte de expertiză, în care s-a făcut o carte de expertiză atunci, în 1914, în care bunica mea a fost înfiată de Gologan, ea era din Pârvulești, se trăgea din Pârvulești, și care i-a dat, prin acest testament, îi dă toată... Da, este un testament holograf, sigur stabilat și chiar și cu timbra, timbrat. Și absolut autentic. Da. Care și până în prezent noi ne judecăm și fără niciun deci, rezultat. Deci ulterior dumneavoastră a dat pe judecată și v-a solicitat drepturile respective, în baza acelui număr și acelui punct de figurați pe tabelul cu moșnenii respectivi.
ce documente vi s-au pus la dispoziție de la primărie? De la primărie mi s-a spus tot timpul că nu avem dreptul, nu avem, actele pe care le avem sunt foarte vechi și nu mai sunt bune. Deci exact așa mi-a spus și mi-a mai spus domnul primar, printre altele, cât va sta în primărie, nu voi primi absolut nimic. Cât va sta dânsul în primărie? Da, cât va sta dânsul în primărie, pentru că am avut... Că ajutăm noi să nu mai stea mult. Am avut curajul să-i spun în față că nu l-am votat, pentru că nu merită. Deci am avut acest curaj să-i spun și din acea cauză mi-a spus că va sta în primărie, nu voi lua absolut nimic. Și mai avem și alte probleme cu terenul, încă un teren de 2500 de metri, pe care domnul primar, deci eu am făcut tot așa, pe legea 247, chiar în ultima zi, sunt 2500 de metri la stradă, pe care domnul primar, în 2007, tot secretar era, a făcut titlul de proprietate pe acel teren. Pe numele lui? Nu, pe numele la cei care îl stăpânesc. Acum da, actual. Deci, în timp ce dumneavoastră vă judecați pe terenul respectiv, de fapt era la primărie. Era dumneavoastră terenul, da? Și vă judecați pentru ei. Încă nu eram în faza de judecată, eram în faza de primărie. Și-au bătut joc de noi, ne-au ținut din 2005 până în 2011 la primărie și tot îmi spunea, îmi dădea proces verbal, că am 500, că am 400, că am 900, că am 1100 și... L-am câștigat la tribunal acest teren de 2500 în care spune că deci nu ne pune și posesie. Deci s-a desfințat hotărârea Consiliului Județean care asta cerea în hotărâre ca să ne punem posesie pe 2500 de metri conform actelor pe care le avem. Și am făcut cerere la primărie să ne punem posesie și domnul primar mi-a spus atâta timp cât nu scrie, nu mă poate pune în posesie. Să fac alt proces din nou. Deci dumneavoastră ați câștigat o hotărâre definitivă și irevocabilă din decembrie, da. Dar datorită faptului că judecătorul sau, mă rog, comisia de judecată nu a specificat că obligă și repunerea în posesie, dânsul s-a împiedicat de acest artificiu al judecătorilor, sau, mă rog, această omisie, ca să spunem așa, judecătorilor, și din cauza asta n-a vrut să vă pună în posesie, spunând că să-i dați, faceți alt proces, adică să vă trimite din nou pe drumul alte judecăți, alți bani, alte administrație. Timpul în care domnia sa, nu, sau cum, când era secretar atunci, nu? Da, bine. Era secretar atunci. Da, timpul în care domnia sa a făcut titlul de proprietate în 2006. Unei alte persoane, da. Care nu avea niciun drept. Nu avea niciun drept pentru că acele persoane, deci acel titlul de proprietate l-a făcut în baza unei cereri. Atât. Și când am dus și am spus domnul primar, când am aflat mai târziu, bineînțeles, și l-am întrebat, domnul primar, cum puteți să faceți în baza unei cereri acest titlul de proprietate? Mi-a spus, așa este. Acum așa se face în baza unei cereri. Și eu am zis, haideți, cer și eu pământul de sub primărie, vă rog frumos, că citim și mie titlul pe el. Corect, în baza unei cereri. Da, în baza unei. Zice, nu se poate, pe atunci. Pentru lui se putea pentru lui nu se putea. Deci pentru dumnealui se poate, a luat pământul de la freventoriu, dumnealui, așa când era secretar, și cu domnul Oprescu, domnul Oprescu încă mai are. Și l-au vândut. În ce bază l-au luat? De ce nu au luat oameni care aveau dreptul să ia? De ce a luat domnul primar, deci actualul primar, atunci secretar, cum l-a putut lua? Domnul Oprescu? În ce bază l-au luat? Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră v-ați dus la primărie să solicitați documentele necesare pentru a vă judeca pentru pământul care aveți aici, în apropierea casei. Ce perimetru este? 2500 de metri. Perfect. Nu vi s-a dat documentele respective, dar, în schimb, în baza unei cereri, s-a făcut un titlu de proprietate. Proprietatea devenit altcineva. Deci s-a făcut cadou de către domnul primar, acel teren. Da. Care era, de fapt, terenul nostru. Da, exact. Și ne-a mai făcut altă netriptate, domnul primar. Deci, mai avem o bucată de teren cu care tot, acolo sunt 3000 de metri. Deci, ține pe cineva o altă familie care nu are niciun fel de acte. Deci, noi, având acte, pe noi nu a vrut să ne punem posesie. Dar pe altă persoană care, deci și nu plătește absolut nimeni impozit la primărie pe acel teren. Da. Mai am o problemă. Mama mea e paralizată, este în pat. I s-a luat, deci și acum, la ora actuală, plătește impozit la primărie, de ce nu are? 1000 de metri, nu are mult, 1000 de metri de pădure pe care domnul primar mi-a spus că nu vrea să-l dea. Are hotărâre definitivă și irevocabilă pe ea.
și deci plătești impozit din 2007. Da, și plătești impozit. Și plătești impozit la primărie. Tot așa, mai are o bucată de pământ, de la deci este la Olănești. L-a vândut, ca să vă și spun. Plătește impozit la Păușești și nu vrea cu niciun chip să-l scoată și plătește și la Olănești și omul ăla care l-a cumpărat. Deci plătesc doi impozit pe o bucată de teren de 2900 de metri. Pe care domnul primar, ce am încercat, tot așa, prin domnul avocat Dinu, le-a făcut adresă la primărie ca să îl scoată. Văd că nici până în ziua de astăzi nu s-a dat un răspuns în care să ne spună că cei 2900 de metri îi scoate de la impozit. Și mama mea este paralizată în pat. Tot așa mama mea plătește taxă de pază la primărie. Un om paralizat în pat poate să plătească o taxă locală de pază? Ea mai e în stare să facă pază? Dar poate să plătească 5 lei din pensia pe care are 3 milioane jumate, 4 milioane că s-au făcut acum. Deci este strigător la cer. Și eu tot așa, eu tot nu sunt, de multe ori am vrut să ne mergem la primărie, să vedem și noi cum firme, deci nu o singură, deci două firme, deci vin tot timpul și câștigă licitațiile la Comuna Păușești Măglași. Da, firma lui Cazan, lui Cazan Ion și firma lui Daie. Cum nu aștept? Deci nu înțeleg cum alte firme nu mai pot veni. Deci sunt abonații de serviciu la bugetul local. Nu e nicio problemă. Asta vom dezbate atunci când trebuie la momentul potrivit. Stimați telespectatori, iată cum se face actul de dreptate în Comuna Păușești Măglași. Peste 400 de cetățeni, 429 de pe acest tabel, sunt proprietari de păduri și cu toate astea, deci mai bine de jumătate de comună, și cu toate astea ei nu dețin un băț. Păi sunt aici toți vecinii. De exemplu, este profesorul domnul Ionescu, care are în tabelă, n-a luat nimic. Este vecinul meu, Purcărea Ion. N-a luat absolut nimic. Este Sima, care tot așa. Figurează deci, toți aceștia, figurează cu acest tabel. Da, și nu au luat. Sunt tot ca mine, dar ei nu s-au mai judecat că nu au atâtea câte avem noi, că noi avem 1000 de drepturi. Da. Nu au luat. Ei și-au zis că nu mai rentează să plătești avocat, să plătești... Timp în care pădurea se taie în prezent, într-o veselie, chiar de către actualul păi știți ce mi-au trimis mie la dosar, domnul primar, că exact așa spune, eu, Dedeu Alexandru, parcă eu m-am judecat chiar cu primarul, nu cu primarul. Eu nici ar voievod, deci a ajuns voievodul din Păușești Măglași. Așa o să-i spunem domnului Dedeu, voievodul din Păușești Măglași. Exact așa scrie în toate astea care le trimite la tribunal și spune că nu mai are la ora actuală teren de păduri. Nu mai au, dar în schimb m-am interesat și am înțeles că pentru Păușești Măglași mai sunt 30 de hectare. Dar le e foarte greu să facă un referat la Ocolul Silvic în care să pună oamenii în posesie. Deci nu vor să facă așa. Mai bine greu, n-au niciun interes. Da, nu au niciun interes. Deci, încă o dată, iată cum se face un act administrativ ocult de data aceasta. Deci noi scoatem la lumină dedesubturile actuale administrații locale recte, domnul primar Dediu, Alexandru Dediu, care împarte dreptatea cetățenilor, așa cum ați văzut din cele spuse de către doamna. Dacă doriți în continuare să-l mențineți în funcție, dacă doriți în continuare ca alții să bucure de pădurile dumneavoastră, de bunurile părinților și bunicilor dumneavoastră, votați-l în continuare. Dacă nu, alegeți schimbarea.